Vă pup, dragii mei. Sper că sunteți live. Dacă mă urmăriți, vreau să știu cu ce vă pot ajuta. Am deosebită plăcere să vorbesc cu voi de câte ori aveți nevoie. Știu că vine anunțată, dar dacă cumva sunteți live, vă aștept întrebările. Am așa un moment de reflecție asupra vieții noastre în general și vreau să vă spun că este foarte important să înțelegem cum trecem prin viață. Când suntem tineri, suntem plini de vitalitate, de entuziasm, plini de dorințe, avem nenumărate vise, suntem copleșiți de tot ce ni se întâmplă și vrem să iubim, vrem să realizăm lucruri extraordinare, vrem să ajungem în vârful piramidei, vrem să fim de succes, vrem să avem o familie, vrem să avem copii. Asta totul se întâmplă la tinerețe. Dar vezi că toată lumea e tânără, toți suntem tineri, doar că nu toți îmbătrânim, pentru că nu știm să îmbătrânim, iar bătrânețea este o binecuvântare. A ajunge la o vârstă înaintată este cel mai mare dar. Pentru că înseamnă că treci prin toate încercările vieții. Dacă ajungi la o vârstă înaintată, înseamnă că ai devenit înțelept. Înseamnă că ai putut să treci peste momentele tale de încercare, ai reușit să supraviețuiești momentelor dramatice din viața ta. Deci, cum spuneam, nu oricine ajunge bătrân, dar când ajungi bătrân, ai mai multă integritate, îți înțelegi faptele, înțelegi tot ce s-a întâmplat cu tine, ai o privire mai profundă asupra existenței, pentru că atunci când îmbătrânești, ce se întâmplă? Te apropii de divinitate, te apropii de Dumnezeu. Când vii aici, înveți legile lui Dumnezeu, înveți să te conectezi cu forțele divine. Înveți să evoluezi, însă când ai ajuns la vârsta înaintată, de asta spun, nu oricine îmbătrânește și nu oricine îmbătrânește frumos. Sunt oameni care, chiar dacă îmbătrânesc urât în sensul că sunt bolnavi, dependenți de 10 pastile pe zi, imobilizați, nu mai pot să facă nimic cu bucurie, cu plăcere, nu mai pot să se uite la viața lor din niciun perspectivă, nu mai au vise, nu mai au nimic, nu se gândesc de cum o să moară și ce se întâmplă cu ei, devin pur și simplu traumatizați de ideea că îi așteaptă sfârșitul. Dar nu trebuie privit așa, de asta totul, că cum se spune că mori așa cum ai trăit. E foarte adevărat. Vă fac această introducere spre înțelepciunea vieții, că dacă suntem înțelepți, găsim totdeauna soluții. Dacă avem integritate, știm cum să trecem prin viață frumos, cu demnitate, cu fruntea sus. Abia atunci trecem peste încercările majore ale vieții, fără să facem compromisuri. Abia atunci reușim să ne asumăm responsabilitățile. Văd atâta lume în jurul meu care nu își asumă responsabilitățile, care trăiesc într-o minciună. Minciună pur și simplu. Spun una și de fapt se iei cu totul altceva. E dramatic să trăiești așa. Și atunci ne întrebăm, oare de ce lumea asta în care trăim e atât de conflictuală? Oare de ce în lumea asta sunt boli atât de înfiorătoare? Pentru că boala e o disconectare a ta energetică de lumea asta superioară. O boală se întâmplă, cum este de exemplu cancerul, care este o boală foarte dramatică, care există în noi ani și ani de zile. Nu știu dacă știți, dar cancerul poate trăi în organism ani de zile, nedetectabil. Și dintr-o dată apare în stadiu 4. Apare în stadiu 4, într-o parte a organismului, când el de fapt s-a dezvoltat în cu totul altă parte. Deci un cancer de colon care pur și simplu răbuvnește în plămâni și devine terminal într-o altă parte a corpului, în creier, în oase, în plămâni. De ce vă dau exemplu? Pentru că este conexiunea între cum trăim, cum gândim,
cum acționăm și bolile care ne domină și care ne dărâmă. De vezi câteodată te duci în biserică și vezi câte un preot de 90 ceva de ani, care e vertical, care e frumos, care ține slujbă, care, cum să spun, e conectat la forțele divine și care a trăit frumos, care n-are frică de nimic, căruia nu este frică de nicio încercare a vieții și trece peste toate cu credința lui. Și aici poporul român este un popor foarte credincios, un popor care este foarte frumos prin credința lui, prin înțelepciunea lui adunată de-a lungul a milenilor, miilor de ani de evoluție, vreo 15.000 de ani pe pământul României. Nu ne întoarcem la 2.000 de ani, ci ne întoarcem 15.000 de ani și așa mai departe. Deci, unde vreau să ajung? Că ne îmbătrânim, ne îmbătrânim și ne îmbolnăvim din acțiuni greșite. De asta se spune, bolile, în majoritatea lor, sunt karmice. Te uiți la copii care se nasc cu o deformație. Te uiți la copii care se nasc bolnavi. Cum era întrebarea pusă lui Hristos, de ce un copil s-a născut orb? Pentru el nevinovat. Iar răspunsul lui Hristos bate la civilizațiile dinainte și spune că un copil care s-a născut orb care această condiție dintr-o viață anterioară. Deci iată că dacă într-o viață anterioară ai suferit ceva în corpul ăsta fizic, în următoarea viață elementul respectiv se transferă karmic. Deci lucrurile se transferă karmic, se calcifică în organismul uman. Acțiunile noastre greșite se calcifică în boli în organismul uman. Și asta este un lucru pe care multă lume nu-l înțelege și multă lume se întreabă, dar oare de ce m-am îmbolnăvit? Te poți îmbolnăvi, mai ales de bolile astea majore, pentru că nu e numai factorul genetic, nu e numai factorul vârstă, este factorul gândire, este factorul acțiune, care toate se traduc într-un cuvânt care se numește factorii karmici. De asta cancerul, de exemplu, m-a spus de atâtea ori, e o boală karmică. E o boală care se transferă ancestral. Cancerul este o boală a omenirii. Omenirea suferă de cancer într-un mod catastrofal. Nu oamenii că suferă de ce, cu gândirea colectivă omenire, omenirea ca un organism suferă de cancer. Asta trebuie să înțelegem. Cancerul este o desconectare energetică. Este într-adevăr o boală karmică. Nu se știe exact de unde vine, cum apare, dar apare printr-o mutație genetică. Am învățat la Harvard am făcut foarte multe cursuri despre genetică, că este fascinant factorul genetic, dar până la urmă realizez că factorul genetic este limitat, de fapt, într-o anume măsură. Și dacă, de exemplu, avem ce se numește the BRCA genes, genele de cancer la sân, care vine de la mama, iată cum se transferă în codul genetic și în codurile, în codurile noastre spirituale, se transferă lucrurile de-a lungul generațiilor. De asta se spune, karma se transferă. Pământul are karmă. Karmă care înseamnă repetarea unor acțiuni în locurile unde s-a mai întâmplat. A apărut cancer într-un anume loc, îl vindeci și reapare tot în locul ăla unde s-a mai întâmplat. S-a născut războiul în Orientul Mijlociu cu mii de ani în urmă, focarul de război există pe pământul ăla. A existat primul război mondial, al doilea război mondial în Europa. Unde există pericolul celui de-al treilea război mondial? Tot în Europa. Pentru că acolo s-a creat, s-a implementat această memorie a pământului, memoria a gândirii, deci noi acționăm pe memorie. Noi ne naștem dintr-o picătură de memorie, o picătură de memorie care spune totul despre noi. Cum o să arătăm, ce aptitudine avem, ce culoare de ochi avem, ce defecte avem, ce calități avem și așa mai departe. Vă pup, dragii mei, mă bucur că mă urmăriți. Vorbesc lucruri care aș vrea să rezoneze și spuneți-mi dacă rezonează cu voi. Și vă spun bună seara la toți, la Monica Roman, la Roxana,
la Andreea, dragii mei, dacă aveți întrebări pentru mine, precum știți, eu am încercat pe parcursul vieții să fac mai multe calificări. Vorbesc ca psiholog, vorbesc ca doctor în nutriție, ca specialist în cancer, boli autoimunitare. Deci mă puteți întreba lucruri medicale, mă puteți întreba de tratamentele naturiste, pentru că eu sunt convinsă că organismul se poate vindeca natural. Și de cancer vorbim, se vindecă natural. Fac un curs de cancer curând, dacă vreți să veniți, sunteți invitații mei. Și la cursul ăsta de cancer am să vă dau nenumărate produse cadou. Vă dau carbonul 60 cadou, care este, după mine, revoluționar în lumea medicală. De ce? Carbonul 60, deci ăsta este extrem de scump. Primiți cadou, cred că carbon 60 de vreo $600. Primiți Empower, care este un produs natural care are abilitatea, prin toate testele, să mănânce celulele canceroase. Primiți vitamina K2, care este extrem de bună în a evita depunerea de calciu pe artere și previne, de fapt, previne un infarct, previne un atac de inimă, previne un AVC. Deci vă recomand, de fapt, să o luați tot timpul pentru cei care vreți să știți cum să prevenim, mai ales oameni după 50-60 de ani ar trebui să ia necondiționat această vitamină. Și când copiii se nasc, primul lucru care le dă vitamina C, le dă în picioruș, pentru că au nevoie de această vitamină ca să trăiască. Deci, Claudia, îți răspund imediat despre compatibilitate. Eu vorbesc și ca numerolog, astrolog nu sunt, dar numerolog cred că sunt, pentru că am scris câteva cărți, sunt mulți numerologi în România care n-au nicio certificare. Eu am făcut un curs de numerologie și v-am dat la mulți dintre voi certificări de la un institut de metafizică din America. Încă puteți să luați cursul ăla, că este valabil online oricât doriți, și dacă dați examenul puteți deveni un numerolog. Este o știință senzațională. Mie îmi place foarte mult numerologia. Am învățat-o cu un profesor matematician care era profesor de fapt la Harvard și eram în New York și el preda aceste cursuri și dădea o diplomă de certificare și am luat această diplomă 36 de ani în urmă. Dar atunci am făcut o pasiune pentru a înțelege semnificația numerului asociată cu vibrațiile energetice. Deci, noi avem un cod genetic care vorbește despre avem BRCA gen sau nu avem, ce gene avem care ne predispun spre diferite boli, ce sunt în genele noastre și e bine, este fascinantă genetica. Aș vrea să fac un curs de genetică cândva în viitor, pentru că e atât de interesant să înțelegem lucrurile care simt de genele noastre. Dar noi avem două codificări, cea genetică și cea a spiritului, a sufletului, care este în esență nemuritor și care supraviețuiește, așa zisa, moarte clinică, care este o moarte materială, dar nu moartea sufletului. Și eu sunt convinsă că există o legătură incredibilă între noi și cei care nu mai sunt. Și ca numerolog vă ajut să facem, să demistificăm unde ne aflăm și cu cine suntem compatibili. Am scris cartea asta plus 1, care e numerologia relațiilor, e cred că 10-a mea carte. Și mai am încă 3 cărți în lucru, dar vreau să vă spun că am o pasiune extraordinară pentru tot ce ține de codurile astea. Că e codul genetic care are de face cu problemele astea medicale, cu problemele astea mentale, sau că este codul sufletului care ne arată cât de evoluat suntem, unde ne situăm, care sunt încercările noastre, care sunt momentele de turnură în viață. Ba mai mult, ne și spune cât putem să trăim în lumea asta fizică. De ce? Pentru că lumea asta fizică este o lume materială, este o lume a numerelor. Și aici este foarte important să înțelegem ce înseamnă numerele astea. Bine, găsiți peste tot în internet tot felul de informații
Și vorba aia, am spus, în România aveți tot felul de numerologi, dar care n-au nicio certificare. Cred că în afară de Anatol Basarab, nu știu care de acolo mai are vreo certificare, nu vreau să-i jignesc, dar nu știu care din ei au scris cărți despre așa ceva sau s-au inițiat cu adevărat în această artă. Hai să o iau pe Claudia și să vă arăt cum determinăm o compatibilitate. 6-21-1990 și stai să vedem. Iar soțul ei este 9-17-1991. Cum se face analiza asta? E mai simplu decât credeți. Se creează piramida inversată, pentru că noi când venim pe lume, imaginați-vă o femeie care naște, se creează o piramidă. Și așa prin piramida aia iese copilul. Și în momentul în care copilul a ieșit și ia prima respirație, se spune că, de fapt, sufletul intră în acel organism care s-a născut și care devine un copil și care are o dată existențială care spune totul despre el, are un nume care spune totul despre el. Și aici avem pe Claudia și când facem piramida, punem ziua și luna într-un colț al piramidei și adunăm totul la o singură cifră. Iar în colțul celălalt, o să vă arăt imediat, punem anul de naștere și reducem totul la o singură cifră. Ok, și atunci și așa ajungem la compatibilitate. Ia uitați-vă. Deci, v-am făcut ca să vedeți că vreau să vă și învăț pentru cei care n-aveți timp să veniți la curs. Deci, observați 9-21-90. Deci 6 cu 21 este 3. Deci are cifra 6, care înseamnă familia, cifra 3, care înseamnă creativitatea. 1990, dacă adunăm toate cifrele, gădem pe cifra 1. Deci are 6, 3, 1. Iar codificarea ei este 6 cu 3 e 9, 9 cu 1 e 10, e 1, 0. Nu există în numerologie, de fapt, 0 este o forță care multiplică celelalte numere. De asta se spune că cereți lui Dumnezeu câte zerouri, puneți un 1 și puneți câte zerouri vreți, care multiplică, iar în realitate zeroul nu înseamnă nimic și poate să însemne totul. Iar pe soțul ei 9-17 este 8, soțul ei are cifrele, deci are 6-3-1 codificarea 1, el are 9-8-2 codificarea 1. Deci, ei sunt foarte compatibili. De ce? Sunt doi independenți care, în felul lor, puțin încăpățânați, dar ei se înțeleg foarte bine. Ea se înțelege bine cu 1 și cu 9, care e extremă, că spune cele două extreme se ating. Sau cu un om care judecă și acționează ca ea. Și aici se ajunge la o înțelegere. Nu există divorțul pentru că nu avem cifra separărilor, care este cifra 5. Ba din potrivă, ea are familie. Ce înseamnă? Bărbatul ei nu. Ea e aia care ține familia, nu el. Câteodată invers. Bărbatul e mai disperat să nu se separe. Spuneam că ok, în majoritatea cazurilor femeie, deși lucrurile s-au mai schimbat. Femeile devenind extrem de independente, iar Claudia e o independentă, aceste două numere se potrivesc energetic. Deci ea se potrivește. Nu există, n-ar trebui să existe separare. Deci iată, ar trebui să existe doi copii care el și dorește, ei sunt amândoi tineri, sunt oameni care poate să creeze business-uri împreună, sunt oameni care poate să lucreze împreună, important de știut, și sunt oameni, el e foarte longeviv, sunt oameni foarte frumoși, amândoi, iar el are o conexiune karmică cu cine? Cu mama lui, pentru că doiul se conectează karmic la figura mamei. Doi este figura mamei, cinci e figura tatălui. Și uite, așa v-am făcut o mică lecție de numerologie. Hai să mergem mai departe. Deci, Claudia, ți-am răspuns. Elvira, te pupă. Flori, băiatul tău. O, ai un ingeraș mic și frumos să trăiască scumpa ta, scumpa mea. Deci, el e născut, cred, după când este octombrie 4, la mulți ani. 2017. Hai să facem piramida și într-un colț punem
4 cu 1, care este 5, că 0 nu-l considerăm, și avem 1. Deci copilul tău este cifra 6. Hai să-ți arăt. Și vreau să faceți și voi. Băiatul tău este norocos pe parcursul vieții, special are o familie frumoasă. Are noroc de familie, un om bun. Ce îi recomand? Îi recomand o carieră spre medical sau să lucreze direct cu oamenii, pentru că fiind cifra 6, cifra 6 sunt oameni care sunt foarte buni în a lucra cu cei din jur și a ajuta, au suflete extraordinare, oameni devotați, oameni corecți, oameni de calitate. Deci el este un copil foarte... Și aici îi lipsește cifra 8. Să vă uitați totdeauna ce cifre îi lipsesc. Aici avem 1, 4 și 6. Avem doar 3 cifre. Cifrele sunt de la 1 la 9. Cifrele cum vine 2017 nu contează, se reduc la o singură cifră. Ce vreau să vă spun? Deci, ce ne lipsește nouă aici? Ne lipsește 2-ul, ne lipsește 3-ul, ne lipsește 5-ul, ne lipsește 7, 8-ul și 9. Ne lipsesc multe cifre. Fiecare cifră e o lecție de viață, fiecare cifră e ceva important care trebuie să înveți sau sunt lecțiile tale prin care treci. Deci lecțiile lui sunt de creativitate, spiritualitate, generozitate și aspectul material. El însă se naște cu cifra 4 care îl ajută să aibă bani dacă lucrează într-o carieră, într-o carieră în care se dedică domeniului eventual medical sau de a lucra direct cu oamenii. Este foarte independent și foarte dâns și mândru așa de el, puternic. Longevitatea îi vine și din cifra 1, dar eu i-aș adăuga o cifră 8 dacă nu o are deja undeva în nume. Hai să merg mai departe. Vedem cine sunt. Hai, Daniela, Florida, Florinda, ți-am răspuns. Stai că am pierdut mesajele mai puțin. Sava, soțul, Violeta, Sala, soțul tău. Hai să vedem ce se întâmplă cu el. Ce se întâmplă cu el din punctul de vedere al codului divin? Ce se întâmplă cu el genetic? Nu știu care analize s-au făcut și cât de bune sunt. Dar prezența sângelui nu este o este un lucru bun, trebuie făcut ceva ce se numește Cologuard. Cologuard este o analiză foarte intensă a provenienței sângelui în scaun și încă ceva, trebuie făcută o colonoscopie. Nu te lua după analizele de sânge, trebuie făcută o colonoscopie. S-ar putea sângerarea să vină de la un hemoroid care este sau extern sau intern și nedetectabil. Sângerarea poate să vină de la polip pe colon și unii din ei poate să devină canceros. Deci pericolul de cancer la colon este foarte mare într-un caz din ăsta. Dar să fac o analiză, să-ți notez. CEA. Această analiză vă recomand la toți care vreți să știți unde vă aflați în viața asta, dacă ar exista CEA. Un pericol de cancer, analiza CEA, esențială, dragii mei, să detestăm dacă în codificarea noastră genetică există undeva care e nivelul sau pericolul de cancer. Dacă testul ăsta este peste 2,5, aveți undeva cancer în organism. Dacă testul este sub, nu există în organism. Este un test de sânge care detectează cu precizie extraordinară, în special dacă ar exista undeva cancerul de colon. Acum, soțul tău, numai puțin, știi că are o cumpănă. Îmi pare rău că trebuie să ți-o spun. Dar, zic că trece peste ea. Îi lipsește cifra 5.
care l-ar, cifra 8, scuză-mă, lipsește cifra 8 care l-ar ajuta și îi lipsește cifra 1, care și asta la, îi lipsește și cifra 9 și el intră, câți ani are acum, 74, are 50 de ani, deci el la 5, între 50 și 53, de fapt dacă te uiți aici cu câtă exactitate, 5 și 2, 21, 3, 53. Deci la 53 el are o cumpără. Hai să ținem legătura, sunt lucruri, vino la cursul de cancer pentru că cursul de cancer vă ajută să preveniți o boală atât de catastrofală care există în organismul vostru și poate să se declanșeze peste noapte. Poate să existe, v-am spus, de zeci de ani și habar n-aveți că nu apare niciun test. Atât ai de mărșavă boala asta. Încă o dată, cancerul de fapt nu vrea să te omoare. Ce face cancerul? El vine și spune, greșești, faci ceva greșit, nu gândești bine, acționezi greșit. Ia mai gândește-te că vezi că dacă nu schimbi ceva din ce faci, s-ar putea să părăsești această existență pentru că nu mai ai nimic constructiv și bun de făcut aici. O să spune, păi sunt atâtea oameni răi pe lumea asta care trăiesc, sunt bine, mersi. Nu credeți, poate să pară bine mersi pe moment, dar nu știi niciodată. Moartea ia de la noi tot ce vrem noi să ținem. Tot ce vrem să luăm cu noi, de fapt, lăsăm aici. Lăsăm aici. Ce ducem cu noi dincolo, unde este o lume ideală, așa spunem că ne unim cu Dumnezeu, ducem cu noi acțiunile noastre, memoriile noastre, faptele noastre față de noi, de lumea din jur, față de univers, credința o luăm cu noi, nivelul nostru de integritate luăm cu noi, felul în care, cum să spun, am acționat de-a lungul timpului, totul vine și pleacă cu noi, restul, tot ce am vrut să construim când suntem tineri și vrem să facem case și mașini și operații estetice ca să arătăm bine, în loc să arătăm bine în interior, ca să reflecte binele din interior în exterior, întindem pieile, tăiem nasurile, umflăm peste tot, buzul, ne umflăm așa să le facem și o să fie, așa, că așa e moda, dar nu ne gândim că punem silicoane și ne producem. Toată invazia asta în organism, dragilor, duce la nenorociri. Toate umflăturile astea în față, botoxurile, pânvene, poate să ducă la AVC-uri. Fiți atenți când faceți toate lucrurile astea. Mai gândiți-vă de 1000 de ori că, din nou, frumusețea voastră fizică posibilitatea de a nu vă deteriora și îmbătrâni și umple de riduri la 60, 70, 80 de ani, nu ține de plastie, nu credeți asta, că nu ține de asta. Ține de organismul tratat la nivel celular, ține de carbonul 60, nu o să credeți. De ce? De asta vi-l dau eu la curs. Pentru că carbonul 60, ce face el? Carbonul 60 prelungește viața celulelor. Noi suntem făcuți din biliarde de celule. Dacă celulele alea se deteriorează și mor, noi ne murățim, îmbătrânim. Mă întreba, sunt plin de riduri. Sunt plin de riduri, de ce? Că nu m-am tratat la nivel celular. Și dacă mă tratez cu carbonul 60, dacă mă tratez cu Empower, dacă mă tratez cu aceste mushrooms, ciuperci, care mănâncă orice celulă nenorocită, le mănâncă efectiv. Dacă mă tratez cu ce? Cu K2, dacă mă tratez cu magneziu și cu, iară să mă tai astea de pe Facebook, de ce arăt produse. Eu nu le arăt că n-am nicio asociere cu ele, vi le arăt ca să știți ce bine pentru voi să le aveți. Primiți la curs potasiu cu magneziu. De ce? Asigurați organismului o circulație a venelor, vreți să protejați venele, vreți să protejați celulele. Și în felul ăsta puteți să ajungeți la o vârstă foarte înaintată fără să trebuiască să tăieți ceva, ci dimpotrivă, că sănătatea e din interior și tratamentul vine la nivelul ăsta celular.
Apropo, a apărut un ineluș, nu știu dacă îl vedeți, l-am pe mână, se numește Aura Ring. Acest inel detectează tot ce se întâmplă în organismul vostru. Este absolut extraordinar. L-am cumpărat acum câteva zile. Nu-i fac reclamă, că n-am nicio asociere cu firma. Dar am fost uluită să văd că acest inel detectează tensiunea arterială în 3 secunde, pulsul, nivelul de somn, calitatea somnului, nivelul de oxigen, detectează când femeile au perioada, detectează câți pași ai făcut, detectează câte calorii ai, cum se spune, prin exercițiu, câte calorii ai reușit să acumulezi. Deci, iată, lucrul care omenirea descoperă, este fascinant pentru mine, cum e posibil așa ceva, ca un simplu ineluș care îl pui pe deget, să poată să detecteze tot ce se întâmplă în corpul tău, într-un mod inimaginabil. Chiar și nivelul la care tu îmbătrânești, că noi îmbătrânim, dacă suntem norocoși, îmbătrânim. Câți dintre noi mă ajung să îmbătrânească? Ia mai gândiți-vă puțin. De unde vreau să ajung? Cât de important este să ne verificăm sănătatea, dar pentru asta nu trebuie să mergem la 100 de medici. Iată că știința merge înainte și descoperă lucruri absolut fascinante. Hai să vedem cine mai are întrebări la mine. Violeta Tiritău, scuză-mă. Băiețelul tău este septembrie 26. 26 2008. Wow. Foarte, da, poate să ajungă sportiv de performanță. Stai să văd ce mai întâmplă. Este un copil însă foarte sensibil. Este un copil foarte interiorizat, foarte frumos, născut cu o vitalitate extraordinară, cu o minte foarte profundă. Eu îl văd introvertit. Are noroc de viață lungă. Se duce spre sutea de ani, să știi. Categoric, de mult n-am văzut un cod atât de interesant și de puternic când e vorba de longevitatea lui. Doar trebuie totdeauna să-l urmărești psihic. Ce arată numerele din codul nostru? Nivelul nostru de gândire, de gândire spirituală și emoțională. Și la cursul de cancer o să învățați legătura între emoțiile voastre și boala asta nenorocită sau emoțiile voastre și toate bolile. Pentru că toate emoțiile eliberează în momentul în care tu te simți frustrat, înrăit, în momentul în care tu îl condamni pe prietenul tău, pe vecinul tău, îl judeci. Tu, de fapt, îți faci ție rău, pentru că tu eliminezi în sângele tău niște substanțe negative și nocive care ce fac? Se duc la nivelul celulelor și produc perturbări. Am văzut femei, au divorțat, au făcut cancer. Cancer la sân, cancer la ovare. Am văzut care au trecut printr-o traumă, printr-o ură. Băi, nu vă mai căsătoriți numai ca să vă căsătoriți. Faceți-vă codificarea să vedeți. Eu mă potrivesc energetic cu omul ăsta, că dacă nu mă potrivesc, noi vorbim limbi diferite, chiar dacă vorbim în română. Percepția noastră de viață diferită. Dar hai să revenim aici. Deci, 9-26-2008, ce înseamnă? Este 1. Avem 1 într-un colț al piramidei. Iar 28 ne ajută pentru că ne dă longevitate, ne dă bani, succes extraordinar. 9-le, băiat frumos, educat foarte bine. Și aici cădem pe 8 cu 1, dar cifra totală e 9. Oamenii 9 sunt oameni extraordinari, sunt oameni care ajung să trăiesc viață lungă. Mă uitam că președintele Jimmy Carter a prins singurul președinte american care a prins 100 de ani. De ce? Are aceeași codificare ca aici, cifra 9, de 2 ori 9. Aici a fost secretul vieții lui de a ajunge la această longevitate inimaginabilă. Doar singura pericol pe parcursul vieții de care copilul tău trebuie să aibă nevoie, să dea atenție,
este factorul emoțional. Are o sensibilitate excesivă pe care poate n-ai văzut-o, dar ai să o vezi la un moment dat. Ce lipsește lui în codul vieții? Cum să-l distribuie banii, conexiunea karmică cu tatăl lui și familia. Deci el trebuie să-și adauge un 6 undeva, 6. Încă 6 înseamnă stabilitatea lui emoțională care compensează cifra 9. Deci sper că te-am lămurit puțin. Sigur că când facem analizele astea, intrăm în foarte multe detalii. Dar din nou, vreți să învățați mai multe în numerologie? Eu am cursul ăsta. Sunați-l pe Emanuel 0721-250504 și el vă spune cum să luați acest curs și să vă faceți numerolog atestat, pentru că eu vă dau o diplomă la toți cei și am dat la sute de oameni deja. Am avut cursul ăsta, am avut atât de mulți cursanți și am avut atât de mulți că mă gândesc să mai reiau, fac încă o dată cursul, pentru că este... N-am putut să iau la câtă lume a fost, dar este esențial. Esențial să învățăm un pic și aspectul ăsta, așa zis, metafizic. Meta înseamnă ce trece dincolo de fizică. Deci să învățăm despre viața noastră spirituală. Că asta ne învață și biserica și religia, că să dăm atenție la sufletul nostru și indirect, nu numai la evoluția noastră fizică, nu numai la bolile care apar pe parcursul vieții, care vin și din genetică, și din factori externi, și din multe alți factori, dar și la aspectul nostru mental, emoțional. De asta psihologia este, și am făcut și un curs de psihologie, este o ramură care prinde tot mai mult, mai multă atenție în perioada asta. Olimpia Coman mă întreb de fetița ta. Mai o secundă. Este 5-12. E mai... voi puneți numerele invers decât le pun eu în America. Mai puțin... Da, deci iată, divorț, are un divorț în codul vieții, copii are 2, nu știu dacă i-are, că vezi că nu pot comunica cu tine, scrie-mi dacă i-are, dar să-mi dai data lui soțul ca să vedem care e conexia. Ea are un divorț care e 5-ul ăsta, dar nu înseamnă neapărat, îl declanșează și ea, să fii atentă, să o urmărești, să o ajuți. Dar trebuie să vedem dacă soțul ei e o relație karmică, e o relație, că de aici vă tot vorbesc în multe tipuri de relații. În cărțile mele despre relații scriu mereu despre relațiile umane. Eu, după ce mi-am luat diploma în psihologie, bine că românii nu vor să dea niciun drept la nicio diplomă, la niciunul din... Nu vor să mă fac autor de cărți, românii nu vor să... Vor să mă fac așa, un fel de țața Leanța și cam atât, nu vor să-mi recunoască nimic din studiile mele, din diplome, din cărțile mele, nu, asta nu, îi doare foarte rău să mă recunoască. Mă refer la românii din media și românii care mă pun mereu într-un colț așa și vor să mă elimine. Nu fac decât să le plâng de milă, că nu pot să zic altceva. Dar aici, uitându-mă, am trecut și eu de la una alta, scuză-mă, Olimpia, dar unde vreau, ce să vreau să ajung, deci fiica ta, creativă, frumoasă, frumoasă foc, dacă îmi dai data lui, știm dacă rămâne sau nu cu el. Servici, da, are o perioadă foarte bună să se angajeze, e inimoasă, e bună la suflet, comunică bine și ei recomand ceva într-o filieră unde să colaboreze direct cu oamenii. Să spun, noi sunteți pe lumea asta aici ca să ne ajutăm între noi. Nu să fim egoiști, să fim răi, să fim pentru noi cum suntem și să cumulăm, ci să fim buni și, cum să spun, calzi cu cei din jur și să ne ajutăm între noi dacă vrem să avem o răsplată de-a lungul vieții, dacă vrem să îmbătrânim frumos, dacă vrem să nu fim afectați de boli. Acțiunile pozitive se calcifică pozitiv, deci gândiți-vă puțin.
Dar la fica ta să-mi dai, are o codificare frumoasă, îi lipsește cifra 8, să-și ia cifra 8, are și posibilitatea până la 3 copii. Nu știu cine e Nicu Nicolae pentru ea, dacă îți rezonează să-mi spui. Câteodată mintea mea intuitivă detectează nume și așa mai departe. Hai, Maria Rives, pupa mea. Deci, hai să vedem la tine. 10-10. 10-10-1950. Și să-l vedem și pe el. El este 11-2-1957. Ok, o secundă. Ți-a fost frate într-o altă viață. Ok. So, vedeți lumea la fel, sunteți compatibili, nu este, cum să spun eu, nu este iubirea aia de suflet de pereche, care e foarte greu de găsit, dar sunteți oameni care sunteți la un moment al vârstei când vă doriți același lucru, când puteți face lucruri împreună, lucruri extraordinare, și eu personal cred că relația asta poate să meargă. Nu știu ce mă face să cred că fiecare din voi a avut alte relații înainte și că ar trebui ca fiecare din voi să aibă măcar un copil. Nu știu dacă aveți copii. Pe tine te-aș vedea cu Maria, cu o fată. Nu știu ce s-a întâmplat, că nu știu detalii de asta când vorbesc direct cu voi sau când luați o ședință cu mine și intrăm în detalii, devine foarte interesant. Totdeauna când stați de vorbă cu cineva care vă analizează viața din toate perspectivele, din complexitatea psihologică, fiziologică, medicală și special spirituală a existenței, o să vedeți cât de interesant se schimbă perspectiva în care vă uitați la viața voastră. După ce aveți o ședință de asta de introspecție în cine sunteți voi, care fiecare din voi ar trebui să o facă măcar el cu el, ca să te cunoști pe tine, este magnific, este esențial pe parcursul vieții. Oamenii nu se cunosc. Și uite, sunt modalități de cunoaștere în care meditezi, în care folosești științele astea vechi care sunt de mii și mii de ani, în care dai atenție la semnale. Știi că organismul vorbește cu noi. Deci forma noastră fizică vorbește cu forma noastră spirituală. Există o comunicare între acest corp care este materie și între spiritul care a intrat în materie. Și comunicarea asta este esențială. Dacă organismul e în balanță, de a spunem Trinitatea, corpul, sufletul și spiritul, dacă ele există în triunghiul ăsta de armonie, de balanță, de asta Trinitatea e cel mai puter, mamă, tată, copil, crucea lui Hristos. Deci aici sunt cele trei elemente care, dacă au stabilitate, viața ta are stabilitate. Gabriela Dan, 7-13, dacă v-am mai pierdut pe unii, îmi cer iertare, pentru că unele mesaje vin așa de repede că nu le văd. Gabriela, ești longevivă, foarte spirituală, foarte inteligentă, foarte independentă. Independență scrie pe fruntea ta. Ar trebui să ai un băiat, nu știu dacă l-ai, sau un copil măcar. Conexiune karmică cu o bunică care a murit. Florina, Florea, Mihai, Mihaela, Maria, ceva, astea sunt nume care îmi vin când mă gândesc la tine. Și reușită de bani, în jurul vârstei de 42-48, deci ești chiar pe pragul ăsta, 74 de ani ai o cumpănă, ești longevivă, chiar impresionant de longevivă, de lucruri bune. Trebuie să lucrezi asupra familiei, relația cu tatăl tău, relația cu mama ta, sunt lecțiile tale karmice, și elementul creativ.
Noi ne naștem, mulți dintre noi, cu o creativitate, dar nu o folosim. La tine e bine să-ți cauți sursa ta creativă și să o folosești. Carmen mă întreb de băiatul și soția lui, băiatul tău și soția lui. Este interesant că noi, părinții, vrem să știm martie 25, aceea zi și lună cu mine, de bună vestire, deci băiatul tău este, zic eu, un suflet binecuvântat, pentru că cei care ne-am născut să fim vestitori într-o zi sfântă, suntem foarte legați de spiritualitate și ăsta e un lucru foarte bun. Iar soția lui este cu o zi după el, ceea ce e foarte interesant. Deci, în teorie, ar avea aceeași, cum să spun, funcționează pe... Și sunt parcă în același an. Incredibil, da. Hai să vedem ce se întâmplă între ei. Se potrivesc. Scumpica mea, lasă-i că sunt buni unii pentru altul. E exact ce vă mai spuneam înainte. El e noia, e unul, deci unul cu noua. Se potrivesc extraordinar de mult. Fantastic ce relație compatibilă, care poate să fie și o relație, este o relație karmică, s-au mai știut în alte vieți, dar este o relație extrem de puternică. Ce le lipsește familia, da, la amândoi, deci s-au găsit unii pe alții, corespondență foarte bună între ei, pot să aibă între 1 și 3 copii, însă să știi să aprinzi o lumânare în biserică, să mulțumești lui Dumnezeu și strămoșilor tăi care au ajutat că acești copii se găsească unul pe altul și când sunt așa compatibili, te poți căsători imediat. M-am căsătorit în 3 săptămâni, care se întâmplă foarte rar, doar când ești foarte, foarte compatibil. Și am avut aceeași tip de compatibilitate ca și la ei. Deci, hai să mergem mai departe. Cristina Constantin, sufletelul meu, iubita mea, 6-30-2000, ok, zerourile astea nu ne spun mare lucru, dar ne arată că ai o legătură cu mama și cu o bunică și dacă ai o soră și cu ea. Aici e important de știut, ești un om bun, sufletist, ai multe lecții de viață, dar ai noroc de familie, ești extrem de creativă, frumoasă, talentată. Îți lipsește banii, fii atent ce faci cu banii, aici ai o lecție, ai o problemă cu tata, să urmărești pe parcursul vieții ce înseamnă figura tatălui, trebuie să fii independentă, stai pe picioarele tale, nu depinde emoțional de nimeni, fii tu pe picioarele tale și îți lipsește aspectul, elementul creativ, deci, nu elementul creativ, elementul spiritual, deci încearcă să te educi, ia cursuri de numerologie, cursuri de metafizică în general, încearcă să înveți arta asta a meditației, să încerci să te conectezi pe tine, încearcă să te cunoști pe tine, deci fă toate eforturile ca să ajungi la autocunoaștere, pentru că cifra asta 7 este marea ta lecție de viață. Interesant că într-o altă viață ai fost stareț într-o mănăstire. Nu știu de ce am impresia asta. Spune-mi dacă rezonez, dar ești extrem de frumoasă și ai o inimă mare. Una din persoanele care le-ai cunoscut într-o altă viață se găsește în viitor în jurul tău. Și are o inițială cu F. Nu înțelegi exact la ce mă refer deocamdată, dar să-mi spui dacă vreodată îmi înțelegi mesajul. Angelica Bunescu, 1-14, e un divorț, nu știu dacă s-a întâmplat. Ești foarte spiritual, ai mare, o intuiție foarte puternică, noroc mare de bani. Ai avut o cumpănă, să știi, care ai trecut peste ea, mai ai una la 7-6. Lipsește cifra 8, adaugă-ți-o într-un ceva,
dezenează o cifră 8, care de fapt cifra 8 este semnalul infinitului. Și de aici conexiunea cu planeta Saturn, care e planeta Karmei, și cifra 8, vezi, dacă o întorci așa, este simbolul longevității. Se lipsește, purtați cifra 8 la gât, desenați-o pe ceva, puneți-o mereu în... Adăugați un nume, luați tabelul lui Pitagora, în care există corespondența între cifre și numere, și luați-vă o literă care e litera O. De exemplu, capa e litera O. Deci, luați-vă o literă care o adăugați undeva, ca să vă extindeți, cum să spun, prezența în lumea asta fizică. Se poate lucra la vibrațiile astea energetice, dacă știi cum, se pot realiza multe lucruri. Cred că am să vă las, pentru că am un eveniment la care trebuie să particip, dar vă iubesc, dragii mei, sper că v-am fost la unii dintre voi de folos. Nu reușesc la mai multe, dar vă aștept la conferința din noiembrie 3, dacă vreți să veniți. Conferința asta e foarte interesantă. Vorbim de 2025. Vorbim pentru că 2025 este cifra nouă, este un an. Ce a fost 2024, zguduitor, dar ce e 2025? După aia ne mai liniștim puțin, dar 2025, într-adevăr, pune lumea pe jar și trebuie să știm lucrurile astea ca să știm să prevenim, să știm să ne pregătim. Vorbim despre celulele stem cell, apropo de sănătatea ideală în viitor, care se face ajutând celulele și ajutând organismul cu celulele stem care se produc în măduva spinării și, sau care se iau din cordon umbilical. Și aici o am pe prietena mea, doamna doctor Farcaș, care o să vă țin o dizertație despre cum folosește acelulele stem cell la această conferință din noiembrie 3. Înscrierile la Emanuel 0721-250504, 0721-250504, și la conferință o să dăm foarte multe cadouri, aveți foarte multe informații, vorbim pe cameră, live, îmi puneți întrebări, fiecare are voie la o întrebare, aveți opțiuni să aveți mai multe întrebări, dar putem comunica direct. Deci la conferința din noiembrie 3 vă aștept cu mare drag și vă aștept la cursul de cancer, dacă vreți să învățați cum să prevenim și unde greșim și care tot ce se știe la ora actuală. La nivel de Harvard, am luat cursul de la Harvard de cancer, tot ce am învățat eu am pus în scris, am luat și vă dau posibilitatea să învățați fără să plătiți zecile de mii de dolari. Și în plus, la cursul de cancer primiți atâtea cadouri, se valorează cadourile de 3 ori cât este cursul. Oricum îl puteți primi în următoarele 3-4 zile la jumate prețul, e vreo 200 ceva de dolari. V-am spus numai carbonul 60-600, așa că n-aveți cum să greșiți. Vă aștept la cursul ăsta, pentru că puteți pune întrebări medicale și mă refer la toți cei care ați avut pe cea bolnav de cancer. Eu am fost la un eveniment noiembrie 30 2000, acolo de fapt l-am cunoscut pe Trump, l-am cunoscut pe Michael Jackson, l-am cunoscut pe Gorbaciov, pe Mark Antony, am cunoscut tot ce era, o să vă arăt odată pliantul cu toți invitații de la acel eveniment organizat de Denise Rich, care eram prietenă cu ea în anul 2000, ne întoarcem 24 de ani în urmă. Și cine n-a fost acolo? De la De Niro, președintele Clinton, orice cele... De ce? A fost un eveniment organizat să obțină donații pentru cancer. Fata lui Denise Rich a murit la 26 de ani de cancer. Că iată, cancerul omoară copiii, oamenii tineri, n-are milă. Și eu i-am spus că o să moară în 1990, am cunoscut-o pe această femeie la Clubul Bilionarilor. Și i-am spus, fata ta, ai 3 fete, rămâi cu 2. Și de atunci ea a fost mereu obsedată de această viziune a mea că se va întâmpla ceva, care a fost doar o viziune să o avertizeze și să i-a prelungit viața de mulți ani, de fapt, datorită. Dar ea a organizat acest eveniment, noiembrie 30, 2000, puteți să puneți pe internet această gală
în favoarea lui fetiței lui Denise Rich și o să vedeți celebritățile care au participat și am fost și eu acolo printre ei și am stat la masă cu Trump. Și atunci mi-am făcut o impresie despre el ca orice femeie care stă la masă cu un bărbat, da? Unde vreau să ajung? La un eveniment de genul ăsta s-au adunat toată prodipendada lumii. La un eveniment de cancer trebuie să adune toți oamenii care au bolnavi de cancer. Ori în lumea actuală tot al doilea om este bolnav de cancer. Și vrem să prevenim asta, dar nu avem cunoștințele necesare. Și nu se compară lumea de acum cu lumea care a fost odată. Erau alte timpuri. Deci, dragii mei, vă aștept 0721250504, înscrie la conferință sau la cursul de cancer, cum considerați voi, eu vă pup, vă iubesc. Am să mai revin vineri cu un live pentru că vreau să vă mai ajut, m-am hotărât să fiu cât mai prezentă în ajutorul pentru voi și întrebați-mă lucruri medicale, ce vă preocupă, cum putem să tratăm problemele din organism într-un mod natural și ce putem să facem. Am mii de idei, rețete și așa mai departe pentru fiecare boală. Domeniul medical a devenit pasiunea mea în ultimii 20-30 de ani și e o pasiune uriașă, dar nu întrece pasiunea mea pentru muzică, așa că în viitor vă promit să fac și un album nou și să ajung și în România. Vă pup, dragii mei, vă iubesc, vă doresc să aveți o dupămasă, o seară frumoasă, un weekend plăcut și vă stau la dispoziție vineri. Vă pup, dragii mei!